Un măcelar a avut ghinionul vieții după ce a fost ucis în abator de porcul pe care urma să-l sacrifice, a anunțat poliția orașului. Măcelarul, în vârstă de 61 de ani, care lucra în abatorul de la periferia de nord a orașului, aproape de granița China continentală, a fost doborât la pământ de porcul care se zbătea și a suferit o rană de 40 de centimetri de la satârul care urma să tranșeze, a explicat poliția. Măcelarul împușcase porcul cu un dispozitiv electric și îl paralizase, dar porcul și-a revenit și l-a doborât pe bărbat peste obiectul ascuțit. Un coleg l-a găsit pe măcelar inconștient în abator. Bărbatul a fost dus la spital, unde s-a constatat decesul. Departamentul de siguranță a muncii din abator a transmis familiei condoleanțe și a deschis o anchetă pentru a verifica cum pot fi îmbunătățite regulile de siguranță. Spre finele anului 2022, un caz similar era înregistrat în România după ce un bărbat din Botoșani era ucis și mâncat de porcii săi. Rudele au chemat ambulanța după mai multe ore de la incident, însă medicii ajunși la fața locului au constatat decesul, relatează fanatic.ro.